Procurorul propus de Ministerul Justiției să preia conducerea DNA a criticat dur existența protocoalelor pe care le consideră un alt cadru legislativ paralel cu cel existent. Astfel, spune Florea, prin intermediul protocoalelor s-a putut lucra în echipe cu cei de la SRI, ceea ce este abuziv. Aceste protocoale dintre SRI și Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție adaugă la lege. Adina Florea a fost însă pusă la zi de procurorul general Augustin Lazăr. Acesta a încercat să insinueze că atunci când Florea era procuror la Constanța, s-a folosit la rândul ei de prevederile protocoalelor pentru a instrumenta dosare. Dacă, fiind sesizată de Serviciul Român de Informații în vreun astfel de caz, s-a simțit obligată să comită vreo ilegalitate, având în vedere că exista un protocol care reprezintă, de fapt, o metodologie de lucru și niciun caz act normativ. În decursul activității mele, cel puțin din ultima vreme, cred că am lucrat ca urmare a sesizării Serviciului Județean Constanța, SRI-ului, în 3 sau 4 sesizări. M-ați întrebat dacă m-am simțit constrânsă? Nu. În rumor să lucrați altfel decât legal? A venit cineva să spună, avem protocol cu voi, să lucrați într-un mod nu, cum vă spunem noi. Vă mulțumesc, e suficient. Nu o fi suficient, dar dați-mi voie să mă... Pentru mine e lămuritor. Discuția despre protocoale a fost legată și de recentele dezvăluiri, potrivit cărora la Ministerul Justiției au fost semnate astfel de documente care consfințeau un parteneriat cu SRI. Vorbim de protocoalele, cum a zis și Timmermans, care au afectat climatul juridic. Da. Protocoalele alea de la Ministerul Justiției, astăzi am cerut să-mi fac o notă, să vedem cine, când și de ce le-a semnat și declanșăm procedura de desecretizare. Schimbul de replici vine în contextul în care Augustin Lazăr a anunțat în 7 septembrie că parchetul general face verificări pe lângă Curtea de Apel Constanța, acolo de unde ar fi putut să fie transmis protocolul secret din 2016 între SRI și parchetul general și care a apărut ulterior pe pagina de Facebook a lui Darius Vâlcov. Tot de la acea instanță provine și Adina Florea.